Exact, mă frământ pentru că am un subiect foarte important pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc. Endometrioza este o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere și este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. Cum se depistează și ce este de făcut, aflăm evident de la colega noastră, Antonia Ștefănescu. Haideți să urmărim materialul. Bună dimineața, dragii mei! Endometrioza este o afecțiune medicală întâlnită la aproximativ 40% din femeile din întreaga lume. Această afecțiune, prin complexitatea ei, este o adevărată provocare pentru medici, dar și pentru pacienți. Așadar, despre endometrioză vorbim astăzi cu doamna dr. Daniela Oprescu, medic primar obstetrică-ginecologie. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, endometrioza la momentul ăsta este o provocare atât pentru noi cât și pentru paciente. 40% nu chiar este procentul, 40% putem să spunem că e procentul pentru femeile cu infertilitate. Într-adevăr, și care ajung la fir, majoritatea, între până la 75%, cauza infertilității este endometrioza la origine. Ce este mai exact endometrioza și unde este localizată? Care sunt simptomele acestei afecțiuni? Cea mai cunoscută teorie de apariție endometriozei este teoria retrogradă, adică la menstruație sânge menstrual cu celule descoamate migrează prin trompele uterine și se produc implanturi pe ovare, pe trompe, pe peritoneu, adică se merg în întreg abdomenul și se implantează în diverse locuri. Nu se știe încă exact care este cauza endometriozei. Se încearcă să se găsească și o explicație a apariției endometrioze, dar nu s-a ajuns la un acord. Există și teorie vasculară, există și teorie genetică. Ca și simptomatologie, bineînțeles că durerile menstruale, apariția sângerilor intermenstruale, durerile la contact, că de fapt aici apar problemele cele mai mari, mai ales în cadrul unui cuplu și alterează calitatea vieții. Femeile vin și se plâng pentru apariția tuturor acestor simptome. Cea mai urâtă formă, să zic, că există o felul de stadializări, este endometrioza profundă, când, într-adevăr, calitatea vieții se schimbă radical. Și în momentul în care implantele de endometrioza apar pe intestine, pe vezică, acum, pentru că de endometrioza, prin implanturile care le produce, creează și o inflamație cronică. Inflamația cronică duce la apariția aderențelor, care automat durere, înseamnă durere, durere cronică pelvină care nu cedează și orice există tratament, totul e să apelezi la un doctor. Dacă recunoaștem aceste simptome asupra noastră și ajungem în cabinetul medicului specialist, care sunt analizele pentru a depista dacă avem sau nu endometrioză? Primul lucru, se face un consult ginecologic și dacă nu se constată nimic, gold standard este ecografia. Care ecografia, dacă este o afectare la nivelul ovarelor, poate să-ți spună. Sau chiar și un ochi avizat poate să spună diagnostic de endometrioză rectovaginală, adică implante între uter și rect. Dar acum, tot pentru că endometrioza este din ce în ce mai frecventă și se încearcă să se diagnosticheze cât mai precoce, există remeneu cu protocol de endometrioză care, în cazul implantelor foarte mici, le depistează și le localizează. Și există tratamente medicamentoase. Ce vreau să spun? Până la tratamentul medicamentos, femeile trebuie să schimbe totuși stilul de viață, adică să renunțe la fumat, la alcool, să ia, să meargă, acum se pare că chiar și probioticele au un rol foarte important care scad inflamația, pentru că, de fapt, nu operația este cea mai bine. Există situații în care se impune, dar trebuie să fim foarte precauți noi ca și specialiști cu operația, pentru că orice operație pentru endometrioză scade foarte mult rezerva ovariană. Scăzând rezerva ovariană, scade fertilitatea. Exact. Și de aici și crește procentul de infertilitate. Care sunt cazurile extreme când este nevoie de intervenție chirurgicală? Cele mai dramatice cazuri sunt cazurile de endometrioză profundă, cu afectare de alte organe, gen intestin, vezică, și atunci se impune intervenție chirurgicală, pentru că dacă nu se intervine la timp, lucrurile pot fi foarte urâte, în sensul că se pot termina cu anos contra naturii, cu rezecții, reimplantare de uretere, adică se ajunge și la aceste cazuri în caz de endometrioză profundă. Endometrioza poate fi tratată sau
sau este doar ținută sub control pentru că e posibil să recidiveze? Da, recidivează, e adevărat, poate să recidiveze, dar tratamente există. Acum depinde, poți să tratezi durerea ca și simptom, dar cel mai bine se tratează cu tot felul de tratament, medicamentul gen progesteron, contraceptive rit continuu, ca tocmai să țină, să nu existe menstruație și de atunci să nu se mai producă alte implante. Endometrioza apare cu precădere la persoanele, femeile mai tinere, care nu au născut sau la cele care au născut deja cel puțin? Nu mai este o regulă. Înainte, legat de femeile care au avut un copil, care au avut un avort și așa mai departe, nu mai ține. E adevărat, cea mai mare frecvență de apariție este între 25 și 45 de ani. Dar acum există și la vârste foarte tinere, adică, exact cum ați spus, fiind vorba și pot fi și factori genetici și ereditari și așa mai departe, pot să apară și la persoane mult mai tinere. Este suficient un consult anual? Este suficient dacă este un stadiu incipient. Deci contează foarte mult în ce stadiu se află și cam ce organe sunt afectate de endometrioză. În funcție de asta, medicul trebuie să stabilească frecvența controlelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Trebuie și să lăsa liniște. Trebuie să fim atenți. Eu ascultam pentru după că de acasă... materialul ăsta a fost exact așa, cadru pe doi bărbați. Da. Într-adevăr. Eu i-am spus și Lorenei să avem materialul ăsta și mi-a zis, vezi că e foarte important pentru că multe femei se confruntă cu această problemă. Eu necunoscând așa problemele... Eu zic să nu te baci. Nu intervin. Eu vin la problemele noastre, din viața de zi cu zi cu care mă confrunt eu. Bravo. Din august, șoferii nu vor mai putea parca gratis pe locurile amenajate în centrul Bucureștilor sau pe trotuar. Asta și viceprimarul Bucureștiului a spus așa, vom ridica mașinile, vom bloca roțile, vor fi amendați. Băi, până acum ne bucuram și noi că mergeam în centrul Bucureștiului, cred că eram și printre puținii din Europa unde parcam liniștiți fără să plătim, că dacă vrei să te duci să parchezi în centrul Madridului, în centrul Romei, n-ai nicio șansă, sunt niște prețuri astronomice. Doar că de azi înainte ne-a spus viceprimarul capitalei Stelian Bușduveanu că nu se va mai putea. În paralel, serviciul va fi digitalizat, adică cu aplicație frumos să plătești. În această toamnă se vor pune parcometre și bariere automate, astfel că taxatorii vor dispărea. Adică băieții aia care vin la tine, băguice băiatul, lasă-o aici, băguice, dai, că am eu grijă de ea. Și dai 5 lei sau 10 lei, păi ce să faci, eu stă numai de cafea, mai dă, că eu am grijă de ea. Nu, de acum totul e digital, plătești pe aplicație frumos sau îți scoate bon, plătești cash. Se întâmplă lucruri până la urmă în țara asta. Cumva mă doare sufletul că eu o mai puneam pe trotuar. De ce să te mint? Când mă duceam în centru vechi sau unde aveam treabă, mai puneam pe trotuar, prindeam un loc bine, rar prinzi un loc. Dar vom avea și locuri de parcare, nu? Dar stai un pic, că mă duc să-l sun pe domn viceprimar. Alo, bună ziua, domnul vice. Avem și locuri de parcare? Ia uși, și că abonatul nu este disponibil. Răspunsul a fost ti. Viviana, poate scrie în stele, cine știe. Vom avea sau nu locuri de parcare pe care să le plătim?